A fost multă furie aseară pe străzile capitalei boliviene. Sute de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța abuzurile comise de clerici împotriva minorilor. Au dat foc unei figurine reprezentând un preot și au vandalizat mai multe biserici cu afișe și mesaje dure. Asta după ce în ultima lună au apărut peste 200 de cazuri în care minori au fost violați de fețe bisericești. Que las instituciones que deberían protegerlos, que hablan de familia, que hablan de unidad, que hablan de religión, que hablan de fe, son aquellos que han encubierto a violadores vulnerables, es decir, lo han permitido y lo han promovido. Y nosotros tenemos que levantar la voz y decir, bueno, basta. Señores arzobispos, obispos, ya una vez den la cara y pues también denuncien. No sean cómplices de esta gente, porque esta gente ha venido a nuestro país, lastimosamente del extranjero. Nuestro país no es refugio, pues, de violadores, no es refugio de pederastas. Tienen que irse. Totul a plecat după ce luna trecută un ziar spaniol a publicat jurnalul unui fost preot iezuit care între timp a decedat și unde a dezvăluit că a violat peste 80 de elevi minori din școlile catolice pe care le administra în Bolivia. De atunci, majoritatea cazurilor despre care s-a aflat au fost comise de preoți străini. Guvernul bolivian i-a cerut printr-o scrisoare Papei Francisc să-i comunice toate dosarele legate de cazuri de abuzuri sexuale comise de preoți în țară. În plus, autoritățile spun că de acum își rezervă dreptul de a interzice intrarea pe teritoriul național a clericilor străini care au antecedente de abuz sexual asupra minorilor. Vaticanul a anunțat că va trimite curând în Bolivia un înalt prelat care să abordeze cu autoritățile problema abuzurilor comise în sânul bisericii.